pompieri, ambulanță, poliție. A venit pe strada Sibiu Colțul Timișoara, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. La scara 6. De ce stai să filmați? Dar de ce mă întrebați? Nu știu, vă întreb așa, nu cred că e ceva chiar așa de spectaculos. Să vedem! La filmați! Să vedem, vin atâția oameni chemați de urgență, e sigur ceva spectaculos. S-au trimit în voi. Că e deblocare, de ce vin atâția oameni? Deblocare, e da. Păi și de ce n-ați trimis un om, doi? Deblocare, dar cine, unde, am să înveți eu. Deblocare, dar nu e minuscul. Nu prea spun. Dar să vină atâta oameni pentru o deblocare. Ce vrei cu ei dreptul? Așa, la mine, la mine. Dar văd că eu un polițist aici, ce e? Încălăm aici, nu la apartament. Posibil. Ce s-a întâmplat? Trebuie să vedea toată în echipaj? Da, a venit și pompieri, și ambulanța, și poliție. Eu am zis ăla, sau un locul ăsta, care vrei. Păi da, știi, cum să nu te sperii? Și că a căzut femeia de jos. Așa. Da. Unde a căzut? În apartament. Era nu era? Și uite câtă lume a venit păi pentru ea. E 1 mai, doamnă. E 1 mai. Clasa, voi. Clasa muncitoare. Să nu zare, bine. Cine știe, poate și vecina e invidioasă, poate da, nu neapărat, da. Sărbătoare oficial la ea acasă, nu a deranjat pe nimeni. Poate chiar tot ea. Și-au venit 30 de oameni în uniforme, poate acum arde ceva undeva. Nu vrei că vină o 120 pe ușor? Mi-a zis sincer acum. Ai băut ceva? O întreabă? A plăcut. S-au spart ușa, probabil, că nu puteau altfel medicii intra. Păi, dar nu, stă singură? Stă singură, doamna, aici? Locuiește singură? E, singură. Amândoi. Bine că e așa.